platforma online pentru botoșănenii care se confruntă cu birocrația. Persoanele fizice sau juridice din Botoșani care s-au confruntat cu unele proceduri greoaie și inutile în relația lor cu administrația au acum la dispoziție platforma online maisimplu.gov.ro. Cei interesați pot face propuneri pentru eliminarea unor documente sau tipuri de dosare, ori pot comenta propunerile deja făcute pe platformă. Pentru utilizarea platformei online maisimplu.gov.ro, cetățeanul trebuie să-și creeze un cont, operațiune ce se poate face în câteva secunde. După autentificare, utilizatorul poate descrie ce proceduri consideră că pot fi eliminate, reduse sau simplificate pentru ca să-i fie mai ușor să interacționeze cu instituțiile statului. Se pot da informații despre instituții, timp de așteptare și costuri implicate. Totodată se înregistrează și voturi la propunerile deja făcute, astfel încât cititorul poate vedea un top al celor mai populare. Spre exemplu, primele trei se referă la declarația de înregistrare în scop de TVA, formularul 088 cu 616 evaluări, declarația 394 cu 370 de evaluări și la posibilitatea de a plăti online orice cu 243 de evaluări până în prezent. Inclusiv, prefectul județului Botoșan recomandă utilizarea platformei online maisimplu.gov.ro. Sunt de acord că avem unul dintre cele mai stufoase sisteme birocratice. Pregătim kilograme de hârtii pentru chestiuni care pot fi rezolvate mult mai simplu și legal în același timp. Personal am încercat simplificarea multora dintre proceduri și vă dau exemplul eliminării adeverinței de venit pentru persoanele fizice odată cu aprobarea legii 227/2015, a explicat prefectul Dan Echifor.